Accidentul s-a produs pe drumul național 73 la intersecția cu drumul care face legătura cu orașul Mioveni. O mașină înmatriculată în Bulgaria a fost lovită în plin de cea a unei firme de curierat. Șoferul, grăbit să livreze o comandă, n-a acordat prioritate și a intrat direct într-un monovolum care circula regulamentar. Pe drumul național 73, conducătorul unui autoturism Renault nu a acordat prioritate de trecere, intrând în coliziune cu un vehicul care se deplasa din direcția Pitești către Câmpul Lung. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a ambilor conducători auto, care nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice. Ambii șoferi au ajuns la spital. Curierul are răni grave la cap și la torace și a fost supus unor investigații suplimentare. Pasagerul mașinii lovite a scăpat doar cu câteva lovituri. 50-60 la urmă, dar el a avut viteză. N-a dat prioritate și a intrat unul și n-a lovit. Din cauza accidentului s-au format cozi de mașini pe kilometri întregi, atât spre Pitești cât și spre Brașov.